Se dau mai mulți bani de la stat pentru foștii deținuți politici. Aceste persoane au dreptul la o indemnizație lunară pentru fiecare an de detenție, strămutare în alte localități sau deportare în străinătate, indiferent dacă sunt sau nu pensionate. Indemnizația a crescut de la 400 la 700 de lei. Foștii deținuți politici primesc bani mai mulți de la guvern. Indemnizația a fost majorată prin lege la 700 de lei. Potrivit actului normativ, aceste persoane au dreptul la o indemnizație lunară pentru fiecare an de detenție, strămutare în alte localități, deportare în străinătate sau prizoneriat, indiferent dacă sunt sau nu pensionate. De asemenea, copiii persoanelor care s-au aflat în aceste situații au dreptul la o indemnizație lunară echivalentă cu cuantumul salariului minim brut pe economie. În urma modificării decretului lege 118 pe 1990 prin lege 159 pe 2019, s-a modificat cuantumul indemnizației la 700 de lei pe an. Și aici ne referim la persoanele persecutate cu privire la detenție, strămutare, deportare, prizonierat, precum și situația persoanei care a participat în acțiuni de împotrivire asupra regimului comunist. În județul Mehedinți, peste 400 de persoane beneficiază de această indemnizație. La nivelul județului Mehedinți avem un număr de 425 beneficiari de decret lege 118 care beneficiază de majorările prevăzute de legea 159 pe 2019. Precizăm că aceste majorări se fac din oficiu, s-au actualizat în baza de date, nu este necesar să se depună o cerere sau altceva la casa de pensii. Indemnizațiile acordate în baza legii sunt neimpozabile și nu se iau în calcul la stabilirea altor drepturi potrivit legii. Persoanele aflate în aceste situații pot fi scutite de la plata impozitelor și a taxelor locale prin hotărârea Consiliului Local, mai prevede legea.